Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de 2 octombrie. Înainte de a trece la, la horoscopul zilei, să vă explic din ce motiv nu o să mă vedeți astăzi și nici mâine 3 octombrie. Am hotărât, deoarece sunteți din ce în ce mai multe persoane care mi urmăriți activitatea și eu vă mulțumesc foarte mult pentru asta, am hotărât să nu mai filmez de acasă cum o făceam până acum, ci să închiriez un spațiu pentru un studio de filmări. Cum este firesc, când ai peste 100.000 de subscriberi, trebuie să faci o treabă din ce în ce mai frumoasă din punct de vedere estetic. Așa încât uh, spațiul de birouri s-a găsit, o să fac și un live broadcasting când termin, să-l vedeți și voi. E foarte drăguț și am echipele de muncitori, sunt patru camere aici de aranjat. am echipele de muncitori care fac treaba cum vreau eu pentru că vreau să am și o cameră uh, fonică și nu avem timp efectiv să montăm camere, să punem lumini, să mă machiez și să filmez pentru că asta necesită timp. Așa încât astăzi, 2 octombrie și mâine, 3 octombrie, veți avea horoscopul zilei în format vocal și cu scuzele de rigoare, cred că înțelegeți și voi, nu am timp să mă ocup și de montaj, așa încât am hotărât să fac astăzi și mâine horoscopul cap coadă fără să mai adaug și imaginile cu semnele zodiacale după data de 3, urmând să intrăm în normal și horoscopul să fie la o imagine calitativ net superioară, într-un spațiu drăguț și cu informațiile pe care le așteptați. Deci, astăzi și mâine nu va fi montaj pe horoscop și nu o să mă vedeți, dar informația astrologică rămâne. Așa încât, hai să vedem ce se întâmplă astăzi, 2 octombrie, pe cer. În primul rând, este o zi în care suntem mai emoționali decât de obicei, cel puțin în prima parte a zilei, până pe la ora 1-2, la prânz ora României, Vom lua lucrurile mult prea în serios și le vom pune la suflet, și o să trăim intens poveștile de viață. Și uite că o să mai apară și niște conflicte cu femeile. Deci, e o zi un pic intensă. Eu v-aș sugera să vă orientați către activități fizice pentru a diminua surplusul de energie care ne străbate. Deci vă recomand, nu știu, mergeți la o plimbare, coborâți cu două stații mai devreme din autobuz, faceți ceva care vă obosește din punct de vedere fizic. Uite, o metodă foarte bună e să faci curat, nici n-ai idee cât de obositor este. Deci avem nevoie să disipăm energia. Și să vedem ce se întâmplă cu fiecare semn zodiacal. Astăzi, berbecul. Berbecul are de explorat tema iubirii. Și berbecii noștri sunt pasionali și trăiesc intens povești de suflet. Doar că aveți grijă că vă înfierbântați și luați lucrurile mult prea serios pentru uh, persoana pe care o aveți în preajmă. Fiți și voi mai rezervați, nu vă puneți sufletul pe tavă, pentru că riscați să fiți răniți sau să fiți afectați de nepăsarea sau lipsa de atenție a persoanei față de care aveți sentimente. Taur, astăzi taurilor le transmit un mesaj foarte serios și anume: Încercați pe cât puteți să nu vă lăsați conduși de imaginație și fantezie și încercați să nu vă imaginați o altă realitate. Trebuie să încercați să coborâți printre noi, pentru că dacă veți continua să visați frumos la inorogi roz pe cer, s-ar putea să aveți niște dezamăgiri în dragoste și în afaceri. În timp ce voi sunteți ocupați să faceți tot felul de fantezii și să, să viza, vizualizați un viitor ipotetic, partenerul vostru sau persoana iubită nu se simte împlinită, nu este în regulă emoțional și suferă profund din această cauză. Și poate ar fi momentul să-i acordați mai multă atenție, iar în afaceri, îmi pare rău să vă spun, dar nu cumva aveți niște planuri nerealiste și nerealizabile? V-aș recomanda să mai evaluați puțin situația. În schimb, este o zi superbă pentru creativitate și pentru începerea unui sistem de viață sănătos. O zi bună să începeți o dietă, chiar dacă este uh, 2 octombrie, e pe la jumătatea săptămânii, este miercuri. Dar, în orice caz, astăzi este o zi benefică să faci o schimbare pentru trupul tău, dacă ești taur. Gemeni. Astăzi, uh, gemenii comunică, discută și interacționează cu cei din jurul lor. Au o zi extrem de benefică gemenii noștri pe sectorul semnării contractelor, negocierilor, iar dacă are loc vreo ședință, ori o comunicare, chiar dacă vor exista niște voci contra ideilor tale, totuși ai să reușești să-ți prezinți ideile până la capăt, ba chiar ai să reușești să mobilizezi câteva persoane de partea ta care să te susțină în ceea ce faci. RAC Astăzi racul are o zi absolut superbă, foarte bună, pe zona comunicării, intuiției în afaceri și reglării unor probleme financiare. Poate te duci la bancă și vezi că poți să faci o reeșalonare a unui credit. Poate, dacă te muți de la o bancă la alta, vei, vei câștiga uh, niște bani uh, din această mutare sau poate chiar se reduce și valoarea creditului. Este o zi foarte bună pentru raci să facă achiziții importante și să ia decizii legate de un loc de muncă. Deci o zi plină pentru rac astăzi. Leul, să vedem ce se întâmplă pentru 2 octombrie cu leii noștri. Leul are multă susținere pe zona relației cu străinătatea. Și dacă ai ocazia și oportunitatea să pleci la un loc de muncă peste hotare, să emigrezi, să-ți depui actele sau să faci orice demers care ține de zona străinătății. În primul rând să nu-ți fie frică deloc, ești foarte bine aspectat și să nu ai niciun regret pentru că ești foarte bine susținut pe hartă. În schimb, atrag atenția leilor care lucrează în sistem corporatist că puteți avea un conflict cu șeful vostru sau cu superiorul ierarhic direct. Conflictul ține de niște hârtii, acte, documente sau neînțelegeri privind niște bani sau niște investiții. Fecioara. Astăzi fecioara noastră este în mare formă și are foarte multă intuiție, ceea ce este un lucru grozav pentru fecioare. În primul rând ai intuiție vis-a-vis -vis de relația cu o femeie. Ai să știi cum să o abordezi, ai să știi cum să discuți cu ea, astfel încât să poți să scoți maximum din, din relația cu această persoană. Chiar dacă ești femeie, fecioară, nu contează dacă ești femeie sau bărbat, ești ajutată de o doamnă și vei ști cum să o abordezi ca să facă cât mai bine acest lucru. Apoi, o zi foarte bună pentru a-ți depune CV-ul sau a susține un examen. Balanța. Astăzi balanța este în formă pe zona cheltuielilor și trebuie să ai grijă pentru că asta îți va afecta bugetul foarte mult. Este important pentru tine să fii un pic mai calculată și să nu te lași purtată de entuziasmul cumpărăturilor pentru că ai să regreți mai departe și mai târziu faptul că ai băgat bani în produse care nu își aveau valoarea corespunzătoare. Și ai grijă la promisiunile pe care ți le face un bărbat, pentru că nu se va ține de ele. Scorpion. Scorpionul are o zi foarte bună, pe trei direcții. Relația cu femeile, relațiile la serviciu și relațiile cu familia. Deci, stai foarte bine la capitolul comunicare. Negociere, discuții și mai ales promovare socială. Este o zi în care scorpionul este extrem de intuitiv și îți mai recomand un lucru: nu sta în casă prea mult, pentru că dacă vei sta în casă, există riscul să te apuce vreo depresie sau vreo melancolie. Fi cât mai dinamic, cât mai activ, pentru că astăzi chiar este o zi în care trebuie să interacționezi cu semenii tăi, pentru că poți obține foarte multe concesii din partea lor. Săgetătorul. Astăzi săgetătorul nu prea stă bine la capitolul imaginație și creativitate, deci nu prea poți conta pe ele în, în promovarea ta, în îmbunătățirea imaginii pe care o prezinți celor din jur. Deci creativitatea cam șchioapătă. În schimb, zona de luciditate și de realism, chiar realism sarcastic, este la cote maxime și săgetătorul reușește să bifeze punct după punct prin luarea unor decizii la rece, hotărât, determinat și dată in și în carnevie. Asta este. Trebuie uneori să fii mai drastic. Capricorn, din nou avertismentul pentru capricorn legat de bani, vedeți că cineva vă jumulește de bani, cineva vă pune niște prețuri exorbitante sau neconforme cu uh, prestația pe care o face. Este o zi în care capricornul strălucește la capitolul comunicare și dacă vrei să te muți, să schimbi domiciliu sau să faci o schimbare în casă, astăzi este o zi superbă, perfectă, minunată, foarte bună să faci toate acestea și cred că tot ce am enumerat înainte definește clar ziua uh, Capricornului legată de schimbări și uh, accent pe zona domiciliară. Vărsător. Astăzi vărsătorul primește o veste bună legată de niște bani sau aprobarea unei solicitări pe care ai făcut-o sau o veste bună legată de o rudă femeie și asta o să-ți facă ziua minunată. Deci, ești în mare formă, ești plin de energie, ai chef să faci treabă și vei realiza o mulțime de lucruri și vei bifa o mulțime de sarcini birocratice. Pești! Astăzi, 2 octombrie. Peștii au foarte multă intuiție. Și deciziile pe care le iei astăzi, și am mai spus-o și în, acum câteva zile, și o mai spun și pentru următoarele zile: deciziile pe care le iei astăzi și în următoarea perioadă sunt hotărătoare pentru noul curs al vieții tale. Este o perioadă excelentă pentru tine să te muți, să te relochezi, să iei o casă, să faci o investiție sau să te implici într-un proiect creativ. Este o zi în care ai multă imaginație și ascultă-ți vocea interioară astăzi, pentru că te va ajuta foarte mult. Dragii mei, acesta a fost horoscopul de 2 octombrie. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. De văzut nu m-ați putut vedea, deci mulțumesc că m-ați urmărit. Vă rog să aveți răbdare și pentru ziua de mâine, pentru că la fel nu o să mă vedeți, dar de joi încolo, nu, de vineri încolo o să fiu vizibilă pe ecran și vă doresc astăzi o zi superbă tuturor.